Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Așa cum v-a promis prietenul meu Bogdan, astăzi mergem la Oradea. Să încercăm să filmăm printre picături pentru că o să avem foarte mult de lucru. Dar ăsta o să fie un efort și un exercițiu pentru noi, ca să vă arătăm cum decurge o zi din viața noastră. Așa, hai, urcă-te. Uite că te filmează dimineață. Cu fața asta? Da. Nu, cu fața aia ta? Hai mă, urcă-te odată, mă. Ți-am zis, uite, la 7 că vin la tine, la 7 iar sunt aici. Ce stai să fii mafiot? Spui o oră la ora, ești acolo. Nu întârzi un minut. Bună dimineața, în primul rând, vă salut. Plin de voie bună și energie și toate chestiile care nu le afișez. De-aia mă plecăm la satul mare. Cum ți se pare vremea? Eu cred că ne aleargă din spate așa vremea. Din spate, din lateral. Bă, aseară când m-am uitat în vreme ultima oară pe previziune, părea că o să fie ok. Da. Dimineața asta când am apucat. Da. Nu mai bine până ne întâlnim cu pasagerii, avem timp să mergem la benzinărie, luăm un cafea. Ne uităm peste vreme, oricum plecăm, știi, adică treaba e stabilită. Nu, că încolo, uite, încolo arată bine. Da. Nu vrem să stăm să ne târâim. Încărcați de energie pozitivă. Da, încărcați de energie pozitivă. Să și pe David, da. Băi, și are față de dimineață, nu numai eu. Nu contează, nu contează de mireasă bani să iasă. Știți ce vreau să remarc? Să fac o remarcă. Nu cred că am spus niciodată. Bă, avionul ăsta, spre deosebire de Diamond, orică e încărcat 100% sau 150% sau 20%, băi, el la fel urcă. El urcă tot cu 500 de picioare pe minut. Deci nu are mamă, nu are tată, atâta știe. 500 de picioare pe minut. Dar nu înțeleg cum. Asta vreau să întreb. Cum explici tu treaba asta? Cum ai un avion care are o rată de urcare constantă, dar nu că doar la orice încărcătură, la orice nivel. Dacă urcăm de la ground la 1000 de picioare sau de la 10.000 la 12.000, el urcă la fel. E, în primele 20 de secunde urcă cu 1000 și după aia spătulește repede. Mă scuzați. De la 500 de picioare până la... Cred că a fost maxim până la 1.80? Putem urca? 1.60, da. Urcă cam pe la fel. Cam la fel, nu-i diferență mare. Da, nu știu. Trebuie să întrebăm inginerii care au făcut avionul. Sunt morți. E făcut în anii 60. Ne vedem, cred că o să ne vedem pe zbor, pentru că avem 2 pasageri. 705. Bă, că ajungem aici la și un sfert, suntem la și 5. Da, din nou a fost o zi matinală. Da. N-am mâncat dimineața asta, te-ai mâncat? Ce să mănânc? Am făcut un duș. Și eu la fel. Și am plecat. Bun. Uite aici. Viață de pilot sau viață de artist, noapte vesel, ziua trist. Da, nu știu. Bun, ne vedem pe zbor, v-am pupat. Hai, David, vorba, David, avem pasageri. Noi vreau să vi arătăm, ei cred că nu vor să... Da. Și noi vrem să rămânem cu bloc de muncă mai departe. Așa că o să le respectăm intimitatea. Bun. Hai, vă salutați. Turnul Constanța, bună dimineața, vă spune November 908 în Goceală. Informația Lima la bord, solicităm pornirea motorului. November 908 Tango Charlie, ready for taxi. November 908 Tango Charlie, taxi to Holding by runway 36 via taxi Bravo, hold short of runway 36. November 908 Tango Charlie, ready for lineup. November 908 Tango Charlie, lineup runway 36, report ready for departure. Lineup 36 and we are ready for departure. November 908 Tango Charlie. November 908 Tango Charlie, wind 290 degrees, 11 knots, runway 36, clear for takeoff. Here for takeoff, November 908, Tango Charlie. We'll be right back.
119655, November 908, Tango Charlie, o zi bună. Stată mare, bună dimineața, vă spune November 908, Tango Charlie, 4 mile sud-est de Jibou, 4 mile de picioare după chiune H1017, solicităm intrarea în zonă. November 908, Tango Charlie, Stată mare Tower, bună ziua, clear for enter the CTR, maintain 4000, altitude 4000 feet, proceed north and maintain 5 miles east from the runway center line. Clear to enter CTR, we'll maintain 4000 feet and we'll maintain east of the center line. 5 miles. November 908, Tango Charlie. November Tango Charlie, Soto Mare Tower, traffic information, IFR flight in ILS, procedure for runway 19er. Parte din zbor e gata, am ajuns la satul mare. Avem și băieții mari cu noi, cei de la Wizz. Și copiii. Planul e să plecăm la... Ai zis că am ajuns? Da, am ajuns aici, stăm vreo 3-4 ore. După aceea să mergem la Oradea, facem plinul, pentru că aici nu avem combustibil pentru avionul nostru. Am stat cu voi, da, trebuie să plecăm. Ne vedem la micul dejun. La cafea. Din ce știu, avem un... Deci, vedem, am venit la satul mare de atâtea ori până acum. Așa. De prima dată când ne întâlnim cu o cursă. Cu Wizz-ul de Luton. Da. Data trecută a venit un pasager care a aflat și el că a plecat avionul 4 ore mai devreme. Da, mă, și era omul foarte deranjat că a primit mail în urmă cu o săptămână. O săptămână sau două, nu da. Știu. Da. Și se certa cu omul de la ghișeu, spunea că bine, n-am avut timp să verific mailul, mi-am făcut testul, mi-am făcut PCR-ul. Când sunt mulți într-o săptămână să verific mailul. Și hai să vedem ce mașină conduc piloții astăzi. Care? Păi, e un da, nu era, un Qashqai? Nu, stai, ce era? Da, un Qashqai. Un Qashqai, da. Manual. Nu? Și cum se pare să mergi cu un Qashqai manual, domnul David? Mi se pare foarte bine, nu? Cine merge cu cutia automată e fraier. Eu vreau să merg cu manuală, să simt mașina, să... Nu știi, bă? Să vreau să am control acolo, să deschid. Nu-l băgați în seamă, David, acum face troll. Care o mașină foarte bună, cu softul așezat. Uite aici. Vedem. Salut, băieții! Salut, salut! Bă, vă știți schema aia cu parkour, meme-urile alea după internet cu Steven Carell? Parkour! Ăla care a jucat în The Big Short, exact asta am făcut noi acum. Deci am fost super, super pe fugă la satul mare. Am fost, am mâncat, am băut cafea, am făcut toate chestiile astea, nu am apucat absolut deloc să filmăm. Pentru cine întreba, sunt curios ce mâncați. Am mâncat la restaurant The Dome. Eu am mâncat o salată Caesar și un piept de gâscă. Bogdan a mâncat un muș de vită și ceva gulaș. Așa. Dar revenim la parkour. De ce spun parkour? Pentru că am făcut un parkour, am făcut o schemă de aia șmecheră. Am ajuns la aeroport la 7:20, aeroportul se închidea la 7, am trecut prin filtru și la și 5 eram deja în aer. Deci într-un sfert de oră ne-am mișcat talent. Și acum suntem la Ineu, Ineu de Bihor. Este un aerodrom extraordinar aici, o comunitate foarte frumoasă de General Aviation, plină de oameni pasionați și am venit să băgăm benzină aici. Și apoi mergem mai departe către București, o să zburăm noaptea, bineînțeles. Nu am apucat să filmez decolarea din satul mare și aterizarea aici, o să filmez de acum încolo. Haideți să vă arăt. Ia uite.
Avem acolo hangar frumos, oameni care se aliniază, o pistă corectă din iarbă. Da, mie îmi place rău de tot aici, aerodromul ăsta. Și o să venim tot mai des. Până se întâmplă, minunea? Se face schimbarea. Pe aeroport, la Urania. Mi-e cel mai mult aici, că pe lângă faptul că salvăm la un plin vreo 100 de euro din combustibil. Bine, nu e nici măcar un plin, că e... La o alimentare, hai să punem așa rotund, 100 de euro salvăm de acolo. Da. 100 de euro salvăm din taxele de aeroport. Da. Adică noi la fiecare venire aici, în loc de un aerodrom de lângă, salvăm 200 de euro. Mai salvăm o oră de zbor, practic. Adică asta dacă venim de 4 ori pe lună, cum de obicei venim, da, noi într-o lună salvăm 4 ore de zbor, adică salvăm 4 ore de zbor. 48 de ore pe an, adică o revizie. O revizie, da, da, da. Și dacă mai e în calcul și costul revizie și toate astea, salvezi ceva. Salvezi o grămadă de bani. Da. Nu neapărat bani pe care salvăm, dar zburăm mai mult. În aceiași bani, adică win-win. Exact, ce să zic. Ne-a făcut David plinul, hai să băgăm iar bățul să vedem. Nu ne-a făcut plinul, ne-a băgat benzină cât ne trebuie, că suntem mai încărcați. Da. Da. Hai să vedem câte benzină a băgat. Așa, să mă uit. Uite cât a băgat. 120 de litri am băgat, n-am băgat mult. Pentru că suntem 4 oameni și e încărcat avionul și e pista de iarbă și depășim și MTOV-ul, etc, etc. Unde bătu? L-am pus înapoi în spate. Ce dragi aveți de voi. Da, hai, ne vedem pe zbor, vă pup. November 908 Tango Charlie, se autorizează ieșirea din zonă. În continuare informații pe 136 cu 385, informare București. Un zbor cât mai plăcut să aveți, la reauzire. 136 385, mulțumim frumos, o seară bună, la reauzire. November 908 Tango Charlie. București, informare, bună seara, November 908 Tango Charlie. Bună seara, continuați. Am. November 908 Tango Charlie, zbor VFR Ineu de Bihor către Băneasa, momentul de față în sudul CTR-ului Oradea, 3500 de picioare după 1014, în urcare către 6500, afișăm transponder 6747, estimăm Băneasa 1935. Băneasa, IDIS Information Victor, 1900. Expect ILS, DME, approach. Runway 25 in use. Runway 07 with and water patches. Contamination between 5 and 100%. Depths not reported. Braking action good. Transition level 60. Bird concentration aerodrome area. Caution. Runway incursion hazard. Pilots must not enter on TAS Highway Alpha without being instructed by ATC. Wind 290 degrees 4 knots. Cave okay. Temperature 17. Dew point 15. QNH 1009 hectopascal. QFE 0999 hectopascal. This was Ban ASA IDIS Information Victor. Da, avem informația Victor la bord. Vedeți cum se vede noaptea? Nimic nu se vede. Așa, avem Victor, avem pista 25, ALS DME.
A, oricum o să venim pe 07 la vântul ăsta. Noi să fim sănătoși. November Tango Charlie, continuați. November Tango Charlie, 6,8 mile până la Babac. O să mergem cu turnul Băneasa, 125-205. Mulțumim frumos. O seară frumoasă. Confirm, la revedere, o seară frumoasă. Să rămână. Turnul Băneasa, bună seara, vă spune November 908 Tango Charlie. Bună seara, November 908 Tango Charlie, Băneasa. November 908 Tango Charlie, în momentul de față 5,7 mile de Babac la vest. Cu informația Victor la bord, venim pentru aterizare cu full stop. 1800 de picioare după 6, după chionaj 1009. November 908 Tango Charlie, aprobată intrarea în zonă, QNH 1010, vânt instantaneu la prag 07-300-4. Procedați direct pentru finală 07, raportați cu pista la vedere, balizajul aprins, să-mi spuneți dacă doriți intensitate mai mare. QNH 1010, procedăm direct de finală 07 și raportăm cu pista la vedere. O să vă raportăm când vedem dacă e nevoie de intensitate mai mare sau nu. Mulțumim frumos! November 908 în Goceanu. Sigur n-am mutat ceva în avion? Bă, am terminat, uite, ne-am trezit pe ziua, ne culcăm pe... Nu, ne-am trezit pe noapte, ne culcăm pe noapte. Cât avem de când suntem? Bă, o zi lungă, la ora 6 am fost treaz, la ora 7. Și acum cât e? Mai luatul de acasă. E 10 jumate, nu? 10 și... Dar sunt curios. 10:51, 11 seara. 11. Deci de la 6... Bună seara! Bună seara! Deci de la 6 până la 6 sunt... Nu, ia orele de muncă, de la ora... 7. Până la 7 seara sunt 12 ore. Și cu încă 4 16 ore am încă. Da. Deci, băi, vorba lui Dorian Popa. Eu respect foarte mult pe Dorian Popa, nu? Genunțule, vrei să faci muncește bani 24 pe săptămână. Așa, 24 din 7. Nu, dacă se poate 28 de ore. Nu, 25 de ore pe zi. 60 de secunde pe minut. Da. 61 de minute pe oră. Nu, dar chiar așa arată o zi. Adică zborul efectiv, să zic că într-o zi este 6 7 ore. Nu, 7 ore astăzi de fapt. Da, dar duty time-ul care na, te consumă este enorm. Și ne știu că o să spună lumea că da, că a stat la cafele, că bă, e greu să stai și la cafea unul. Băi, cam atât pentru ziua de astăzi. Da. Așa arată o zi plină. Și zi foarte mișto, nu doar plină, pentru că noi chiar dacă venim obosiți, venim încărcați cu, nu cu voie bună, dar cu satisfacție. Cu vibe-ul ăla că ai pus roțile în siguranță iar. Sper că v-a plăcut acest vlog, îmi pare rău că nu este și Maria cu noi. Nu e încă suficient loc, dar pe viitor, oricum Maria o să apară, are și ea de făcut anumite lucruri, trebuie să apară, nu? Mm-hmm. Până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, să... Vă abonați canalului pentru că este un canal extraordinar de frumos, puteți să învățați foarte multe lucruri, vă poate motiva, etc., etc. Nu că vă motivează, bă, vă schimbă viața. La percepția asupra vieții, corect. Da. Eu am fost David, Iule Bogdan, Maria la Constanța, scrie mesaje pe WhatsApp. Seară faină. La revedere, pa, pa. Am venit, am dat repede un scurt update, am zis ce facem, unde suntem, am zis că ai mâncat muș de vită. Cu cine ai ceva de spus? Cu camera. Cu uite, camera. Și de data asta să știi că merge. N-am vrut să... Tu ești ăla care a făcut invers de câta diminune. În loc să apeși pe filmare, ai apăsat pe poză. A vrut și să filmeze odată, să filmeze cum își scrie Atisul cum astea la un episod care o să apară.
sau care a apărut deja. Și care nu o să apară treaba aia. Și erau de fapt două poze cu fața lui, că n-a reușit să filmeze. Ce vrei să păi ne transmiți? Păi da, mă, da. Poze, poze. Da. Nu mai aterizați la Deva? Nu intenționăm să aterizăm la Deva. Deva este doar un punct pe traseul nostru. November 908, Tango Charlie. Am înțeles. A, mai are asta, da, mai are doamna asta puțin și ne dă una. Am înțeles. Foarte bine, dacă înțeles. Bine, hai. Stai să intru. Așa. Gata, am intrat. O, să dai scaunul mai în față, că nu o să încapă ăștia. Hai bine, dar vezi că eu încă filmez. Am înțeles. Gata. Mai ai ceva de spus în plus? Da, vreau să spun că... Că ce? Ce nu, bă, vreau să spun că ne prindem la Mega Image să luăm o bere. Bă, eu am meritat. Dar aștept să mă duc la baie. Am meritat să facem treaba asta. Dar nu o să zic că nu bă, dar tu știi ce? Deci fii atent care e problema cu mașina asta. Bă, voi tot timpul beți, mă? Voi după zbor beți? Deci fii atent care e problema cu această mașină. Este că nu pot să filmez să mă dau cu scaunul în față, ca la mine. Trebuie să... Na, așa. Zănuțule, coboară din copac. Da, hai, la revedere. Pa.